Ei au muncit pe brânci în ultima vreme, așa că acum pot pleca liniștiți într-o vacanță exotică. Singuri, pentru că lucrurile încep să cam scârție în relația de cuplu. Racii vor avea o zi plină de surprize plăcute, iar asta, îi va, asta va stârni invidia celor din jur. Însă nu-și vor bate capul cu această problemă. Lei trec printr-o perioadă de aur în relația de cuplu. Din păcate, lucrurile nu stau atât de bine în plan profesional. Însă, o mică vacanță îi va ajuta să-și pună gândurile în ordine și să-și impresioneze din nou șefii. La muncă, le vor avea o zi de coșmar. Important este să învețe din toate greșelile pe care le fac. Astăzi, balanțele simt nevoia să o ia de la zero în relația cu un prieten, în plan profesional sau acasă. Au neapărat nevoie de o schimbare, iar acum a sosit momentul să o facă. Scorpionii vor face ce știu ei mai bine. Se vor concentra asupra lucrurilor esențiale, iar pentru asta ar putea chiar să sacrifici o relație. Săgetătorii nici nu vor să audă de relaxare, au lucruri importante de făcut la muncă și au mare nevoie de o mărire salarială sau măcar de o primă. Capricornii nu vor fi cei mai populari în rândul colegilor astăzi, simt nevoia să-și impună toate ideile, iar asta va atrage antipatia celor din jur. Un vis mai vechi se împlinește astăzi pentru vărsători. Primesc ceasul mult dorit, biletele de vacanță sau cine știe, poate chiar un inel de logodnă. Pe nativii Zodii, peștii așteaptă o zi fierbinte și vor fi orbiți de strălucirea unei persoane pe care o vor întâlni. Să fie oare vorba de dragoste la prima vedere? Berbecii vor întoarce capete astăzi, dar asta nu este neapărat bine. Atenția pe care o primesc de la persoanele din jur ar putea veni la pachet cu reproșuri din partea partenerului care se simte neglijat. Iar taurii vor pleca într-o scurtă drumeție alături de prieteni, însă nu este cazul să se supra-solicite, organismul lor are mare nevoie de odihnă.